La primele ore ale dimineții, 3 pacienți cu coronavirus au fost urcați în ambulanțe de la Spitalul Județean din Timișoara cu destinația Seged. Aceștia fuseseră aduși de la București cu o aeronavă militară și au stat peste noapte la unitatea de primiri urgențe. Medicii au evaluat și au pregătit pentru drumul spre Ungaria. Alte 2 paciente internate de mai mult timp la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara au plecat încă de aseară spre Debrecen. Una dintre femei a intrat însă în stop cardiorespirator pe drum, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Cealaltă a ajuns cu bine în Ungaria. Alți 5 pacienți, 2 femei și 3 bărbați aflați în stare gravă, au fost transferați aseară tot la Debrecen, însă de la Oradea. Mai multe echipe de la UPU Smurd le-au evaluat starea de sănătate chiar pe aeroport, acolo unde ajunseseră cu o aeronavă Hercules de la București. Cu vârste cuprinse între 52 și 72 de ani, toți 5 în stare foarte gravă, intubați ventilați mecanic, cu un necesar de oxigen foarte ridicat. Au fost admiși în facilitatea medicală de tranzit, reevaluate și refăcute o parte din setările ventilatorii. Parametrii lor ventilatori se pot modifica de la un minut la altul. Ungaria s-a oferit să ajute România și să preia 50 de pacienți. Vor mai fi transferați bolnavi în stare gravă și pentru care nu se găsesc locuri la terapie intensivă în niciunul dintre spitalele din țară. Au ajuns la Seged în Ungaria și cei 3 pacienți transferați de la Timișoara în cursul dimineții. În urmă cu o oră au fost preluați de medici și internați la terapie intensivă. Colega mea de la TVR Timișoara, Adriana Pinti, se află și ea la Seged și a urmărit întregul transfer al bolnavilor. Adriana, bună ziua! Cum a decurs totul? În ce stare sunt bolnavi? Bună ziua, Raluca, bun găsit, doamnelor și domnilor. În urmă cu aproximativ 2 ore au sosit aici la spitalul din Seged cei 3 pacienți de la București infectați cu COVID-19. Ei au ajuns aseară pe aeroportul din Timișoara. Acolo au fost preluați de ambulanțe și transportați la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean din Timișoara, unde au rămas peste noapte, iar transferul la spitalul din Ungaria a fost reluat în această dimineață. Vă spuneam că au ajuns aici în urmă cu 2 ore. Am vorbit ceva mai devreme cu medicul român care se află aici la spital și îmi spunea că toți patru, de fapt, că e și un pacient încă de ieri de la Timișoara, toți 4 sunt în stare gravă, dar din fericire sunt în stare stabilă. E bine, încă de aseară au ajuns la Debrecen 5 pacienți de la București. Aceștia sunt de asemenea în stare gravă, dar stabilă, însă surse medicale precizează că unul dintre ei își dă semne de revenire ușoară. Acolo la Debrecen, în fiecare zi pleacă la spitalul din Ungaria un medic de la Oradea, care zi se schimbă. Ei bine, aici la Seged este același medic care lucrează și colaborează cu medicii din Ungaria. Vă reamintesc că încă de aseară este aici la Seged o femeie din Timișoara în vârstă de 67 de ani. Ar fi trebuit să ajungă 2 paciente de 67 de ani aici la Seged aseară, însă din păcate uneia dintre ele i s-a făcut rău imediat după ce a plecat de la spital. A intrat în stop cardiorespirator. S-au întors medicii cu ea la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Timișoara, însă din păcate a intrat din nou în stop cardiorespirator și a murit. Potrivit unor surse, ar urma ca în cursul zilei de astăzi aici la Seged să mai ajungă încă 9 pacienți. Vorbim despre 7 pacienți care ar urma să plece de la Arad și vor pleca direct de la Arad, nu se vor mai întoarce la Timișoara, iar alți 2 vor veni din informațiile pe care le avem de la București, la fel cum s-a întâmplat și aseară cu aeronavă militară, vor ateriza la Timișoara, iar de acolo vor fi preluați de ambulanțe și aduși aici la spitalul din Seged.